Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem într-un alt cadru astăzi. O să încercăm un alt fel de emisiune și dacă ne iese asta, poate facem și altele. Este vorba de o campanie pe care am vrea să începem la TV Sud cu mai mult sprijin. O să înțelegeți pe parcurs despre ce e vorba. Ce vreau să vă spun acum e că sunt mulți angajatori cu care stau de vorbă și care au o problemă. O problemă care e la nivel național. Forța de muncă. Forța de muncă calificată sau ne, am avut grijă să scăpăm de ea, au plecat din țară mulți. Vorbim despre cum încearcă unii să schimbe lucrurile și să încurajeze oameni să rămână în Gorj, să rămână în Târgu Jiu, să lucreze aici, să aibă o viață demnă, să aibă o viață normală. Vorbim despre cum poți să faci performanță ținând cont de forța de muncă pe care o ai, apropiindu-ți oamenii. Suntem așadar într-un alt cadru, o să-i las pe colegii mei să vă și arate cadrul în care suntem, vă și prezint oamenii cu care vom sta de vorbă. Suntem alături de Iulia Vână, are o fabrică de confecții, probabil toți știți deja despre existența acestei fabrici. Bună ziua, mulțumesc că ne-ați invitat aici! Bună ziua, bine ați venit la noi acasă. Noi suntem aici de curând, în această casă nouă și întotdeauna primim cu drag pe toată lumea care vrea să vină să ne vadă aici. O să stăm de vorbă pe parcursul emisiunii și cu doamnele care lucrează aici lângă noi. Întâi și întâi vreau să vă întreb care este stadiul actual în care vă aflați. Că avem două programe pilot care se desfășoară prin intermediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, respectiv un curs de ucenici și un curs de recalificare la locul de muncă și persoanele care participă la acest curs și care sunt și astăzi alături de noi, sigur vă vor spune și părerea dumnealor. Intenția, sigur, ca oricărui angajator este să reușim să avem cât mai mulți oameni, să oferim cât mai multe locuri de muncă, pentru că trebuie să fim realiști, cu cât numărul de angajați este mai mare, cu atât și beneficiile firmei și, în același timp, posibilitățile societății să ofere condiții mai bune și salarizare decentă sunt mai accesibile. Nu este ușor. Traversăm o perioadă, așa cum ați spus, în care ne lovim de această lipsă totală a forței de muncă. Pentru că, din păcate, tinerii pleacă în alte orașe mai mari în căutarea unui loc de muncă, pleacă în străinătate în speranța unui salariu mai bun pentru a-și putea oferi lor și familiilor lor o viață decentă și, până la urmă, acest lucru nici nu este de condamnat. Consider de asemenea că este important ca noi, cei care suntem aici în județul Gorj și suntem reprezentanți ai firmelor private, să găsim împreună posibilitatea prin care să determinăm acești oameni să nu mai fie nevoiți să plece de lângă familiile lor ca să muncească în străinătate printre străini. Domeniul meu de activitate, producție de confecții textile, implică 90% forță de muncă feminină, pentru că, în general, într-o croitorie, femeile sunt cele care lucrează mai mult. Și eu cred că ele sunt și ținta căruia trebuie să ne adresăm mai mult în a le ajuta și a le facilita aici, acasă la ele, posibilitatea de a lucra într-un mediu decent pentru a nu mai fi nevoite, în primul rând, să mame. Înainte de a fi femei, sunt mame, că asta este principala, zic eu, așa e. În viața unei femei, scopul e de a fi mamă și există prin a fi mamă. Asta eu mă străduiesc să fac aici. Am plecat și am schimbat locația unde lucram pentru că condițiile de aici sunt mult mai bune. Firma a făcut un mare efort financiar, dar eu consider că, privindu-ne angajații, lucrând la un nivel, zic eu, la standarde europene, atunci niciun efort nu mai pare degeaba făcut și niciun risc nu mai pare prea greu de a fi asumat. În general, imaginea unei fabrici de confecții e ceva mai funecos, mai prăfuit, mai călduros. Pentru că asta am văzut și cu imaginea asta am rămas în minte. Aici și noi am venit și am văzut cu surpriză că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Eforturile astea pe care le-ați făcut și, în general, oamenii de afaceri au o reputație că sunt mai cumpătați, ca să nu spun zgârciți. Le-ați făcut având în vedere, presupun că nu confortul dumneavoastră.
dar implicit eu, ca persoană și ca angajator, consider că în momentul când muncitorii mei au niște condiții decente, când le văd că vin la muncă, nu sunt transpirate, au tot ceea ce este nevoie și randamentul lor este mai mare. Și consider că prioritar la ora actuală nu este doar educarea forței de muncă și a celor pe care noi dorim să-i angajăm. Suntem într-un stadiu în care noi, ca angajatori, avem nevoie vitală de a ne educa noi pe noi și de a înțelege, să ne identificăm cu angajații noștri și cu nevoile lor, cu nevoile lor și să le percepem ca fiind reale. Un om are nevoie de o salarizare decentă ca să poată lucra. Are nevoie de condiții decente în care să poată să dea un randament maximal. Are nevoie de un program de maxim 8 ore, pentru că dacă depășim de acest program, deja intervine oboseala și randamentul este zero. Nu ne mai ajută cu nimic. Bun. A fost o perioadă destul de îndelungată, în opinia mea, în care lucrurile, pentru că locuri de muncă nu erau. Întotdeauna campaniile electorale se câștigau prin promisiunea aceea de crearea locurilor de muncă. Ei, suntem într-un moment total diferit, cu care până acum România nu s-a mai confruntat. E ceva nou pentru toată lumea. În condițiile astea, de la extrema aia în care fiecare angajator încerca să dea oamenilor cât mai puțin, în condițiile în care nu se făceau acte de angajare multora, se lucra foarte mult la negru, în condițiile în care salariile erau foarte mici, ore peste program cât cuprinde. Cum reușesc angajatorii? Că înțeleg, suntem aici și înțeleg că aici lucrurile s-au schimbat, dar în imaginea mare de ansamblu lucrurile sunt în continuare în partea de care eu vorbesc. La ora actuală, angajatorii au două variante. Sau să accepte și să înțeleagă că oamenii au nevoie de mai mult, de mai mult pentru a putea să ducă o existență decentă și că până la urmă diminuarea profitului societății, dar asigurarea unei continuități de existență este prioritară. Nu cred că este important să gândim pe termen scurt și să luăm în calcul că angajatul trebuie practic stors ca o lămâie pe o perioadă de 6 luni, un an de zile și după aceea pleacă și pui lapătul. Cred că este foarte important. Eu aici, când am schimbat locația, am făcut un proiect pe termen lung și am de asemenea discuții cu multe din fetele care le am de aici în firmă și le-am propus ca împreună să ducem acest proiect la capăt. Împreună să reușim ele la rândul lor să dea un randament maxim la locul de muncă. Pentru că este obligatoriu să se creeze acest liant între angajator și angajat. Până la urmă, la servici, noi suntem ca într-o a doua familie, pentru că petrecem jumătate timpul nostru în care suntem activi, diurn suntem la servici. Și atunci e foarte important aici să ne găsim echilibru. E foarte important ca discuția să fie foarte liberă între angajat și angajator. Pentru că de multe ori discut cu fetele mele și le spun, sunt lucruri pe care, dacă ele nu mi le spun, eu poate, nu din rea voință, nu le percep. Da. Ele o fac. Au învățat și discutăm deschis fiecare cerința lor. M-am consultat cu ele pas cu pas în perioada în care am, după achiziționarea spațiului, l-am dotat și l-am aranjat așa cum se vede astăzi, în funcție de ce au dorit și ele. Pentru că sunt cele care lucrează aici, sunt cele care trebuie să fie beneficiarii, sunt oamenii care practic sunt zidurile acestei firme. Da. Am văzut că și afară au un loc în care se iasă în pauză, pot sta la, dacă cineva fumează, poate să stea în condiții decente. Nu e așa de normal peste tot. Și astea sunt niște chestiuni care în timp vor fi nevoiți să țină cont de ele mult mai mulți angajatori. Spuneți-mi acum cam care este nivelul de salarizare în societate. Cât puteți să oferiți? Că mă gândesc că... Eu nu pot să vă spun care e nivelul salariar general. Eu pot să vă spun despre ce vorbim aici, da, la mine în secție. Deci pornim de la fetele care sunt începătoare și sunt beneficiarea recursului de ucenici pe care îl facem tot datorită sprijinului care ne-a fost acordat de către Agenția Județeană de Ocuparea Forțului de Muncă. Și dacă îmi permite să fac o paranteză, vreau să-i mulțumesc în mod special domnului director Romeo Chiriac,
Pentru că s-a implicat personal și personal se străduiește să găsească soluții și să creeze acest liant. Și tot referitor la asta vreau să port un mesaj și către ceilalți angajatori care poate au o percepție greșită din neștiință, poate, din neînțelegere. Nu neapărat trebuie să percepi instituțiile ca fiind un dușman care nu vor decât să-ți dea amenzi, nu vor să te sprijine cu nimic. Nu este real. Trebuie noi să avem deschiderea și sunt să facem și instituții care sunt... Sunt, dar ideea este că tot la fel, așa cum spuneam de acest lian care trebuie să existe între angajat și angajator, trebuie să existe și între firmă ca entitate juridică și instituțiile cu care noi coabităm, pentru că este obligatoriu așa. Și până la urmă putem să învățăm puțin unii de la alții. Adică să reușim să găsim calea de mijloc ca să putem ca lucrurile să le facem să fie bine. Nivelul salarial pornește aici de la mine, de la 1500 de lei, vorbim de net, de bani în mână, până la 2100-2200, pentru că fetele sunt plătite în funcție de performanța pe care o au la locul de muncă. Sigur, deci că se face, adică se ține cont de cine muncește mai mult și mai bine. Nu neapărat, dar nu putem să avem pretenția unui om care acum e debutant, începător, să poată să lucreze ca o fată care are o vechime de 20 de ani în mașina de cusut și sigur este practic imposibil ca el să fie plătit la fel ca acel om care are o productivitate dublă sau poate de 3 ori mai mare, da. Nu datorită faptului că începătorul nu ar dori, pentru că el a un început de drum. Multe dintre fetele cu care eu am plecat la drum acum 20 de ani erau începătoare și eu eram începătoare la timpul ăla și împreună am făcut proiectul. Noi, angajatorii, avem multe lucruri și cred că ar trebui și noi unii cu alții să schimbăm niște păreri și să nu ne considerăm concurenți. De exemplu, referitor la domeniul meu de activitate, la alte domenii, nu, îmi dau cu părerea că nu cunosc și nu trebuie. Acest sistem de lucru, ce facem noi aici, se numește sistemul LOM, în care noi primim materia primă, accesoriile, modelul, de la firme mari care vin și ne dau de lucru. Pentru noi, ideea este ca să reușim împreună, cu toții, să fim uniți. Nu să ne furăm și să încercăm să ne, cum să spunem pe românește, să ne furăm căciula unul la altul sau să ne dăm la gleznă. De ce? Explicația este simplă. O firmă mare, de exemplu Moncler-ul, pentru care noi lucrăm acum, când vine într-o zonă să-și găsească parteneri de lucru, nu e interesat doar de o capacitate mică, zicem, cum suntem noi aici. Județul nostru devine de interes în momentul în care toate, sau aproape toate, societățile care fac acest gen de activitate, să dezvolte parteneriate cu o firmă mare, puternică, X, Y, Z. Și să vorbească toate aceste firme aceeași limbă. Să vorbim aceeași limbă, pentru că până la urmă trebuie să ajungem și la un numitor comun vis-a-vis de ceea ce înseamnă manoperă. Deci noi încasăm manoperă, nu comercializăm produs. Produsele nu ne aparțin. Tot ceea ce există aici, țesătură, accesorii, tipare, modele, aparțin firmei care aduce lucru. Deci noi le avem, toate aceste produse, în custodie, până când ele sunt croite, cusute, ambalate și pleacă către destinația beneficiarului. Bun, deci nu vindeți la Târgu Jiu nimic din ce produceți în momentul de față aici? Noi nici nu avem dreptul și de 20 de ani aici la mine la Calmia lucrez doar export, niciodată pentru intern. N-am întrerupt niciodată continuitatea comenzilor de export pentru comenzi interne. Bun, în condițiile astea, spuneți-mi dacă a făcut cineva vreun demers pentru a... Uite, e un domeniu în care gorjul poate să aducă un plus. Sunt puține societăți care duc la export ceva, la nivel de gorj mă refer. Stăm destul de rău în statistici, din multe puncte de vedere, inclusiv din ăsta. Încearcă cineva să coaguleze societățile care sunt în domeniu și să le pună la aceeași masă și să încerce ca atunci când vine o firmă mare, cum spuneți, să poată negocia, poate, în condiții mai avantajoase pentru cei din Gorj. Asta ar fi primul pas, ar fi negocierea unei manopere mai, zic eu, mai decente, pentru că manopera în general este mică. Da. Adică noi primim undeva, și mă refer strict aici la mine, vă dau un exemplu, undeva între 3 și 4% din prețul final al produsului pe raft.
ceea ce este foarte puțin, pentru că manopera trebuie să fie undeva la 20-30%, asta trebuie să reprezinte ea. Așa ar fi corect să fie, da. Așa ar fi corect. Ar fi imposibil de ajuns la acest procent, pentru că atunci s-ar întâmpla o sincopă, am intrat într-un blocaj, iar ei și-ar lua bagajele și-ar pleca undeva, într-o țară unde salariile sunt mai mici. Asta, de fapt, s-a și întâmplat de-a lungul anilor, nu... Italia, pentru început, Italia în anii 70 era, cum s-ar zice, croitorul Europei, a urmat Ungaria, a urmat România. Acum noi suntem în momentul în care depindem de acești parteneri pe care îi avem și trebuie să găsim calea cea mai bună, în așa fel încât să jalonăm între a avea oameni mulțumiți, decent plătiți și a putea să ne păstrăm partenerii să nu plece. Deci asta depinde doar de randamentul pe care acești oameni pot să-l dea la locul de muncă. Și atunci sigur că noi, ca angajatori, trebuie să maximalizăm ceea ce le oferim și să fim conștienți că până la urmă continuitatea este cea mai importantă, nu beneficiu strict. Ce am eu, trag linie, ce am rămas la sfârșitul lunii. Nu, important este la ora actuală și la problemele destule care există pe piață, dezechilibru pe piața forței de muncă între cerere și ofertă, pentru că sunt și aici mari probleme, aici sunt lucruri care ar trebui să luăm lecții de la cei din Uniunea Europeană care au făcut lucruri care, de exemplu, vorbesc de Italia, vorbesc de Franța, vorbesc de Germania și de multe alte țări, unde copiii, deci încă din școală, ei sunt cumva direcționați de la gimnaziu către domeniile de activitate unde este o cerere a forței de muncă. Pentru că degeaba noi avem, nu știu, ipotetic vorbind, de acum zic, 200 de absolvenți de liceu, de nu știu ce meserie, da, când eu de fapt am cerere pe cu totul, da, și cu totul alt domeniu. Și atunci aceste lucruri trebuie făcute, trebuie să se creeze un sistem integrat. Un sistem integrat în care toată lumea să comunice. Da. Un sistem integrat care în viziunea mea înseamnă așa, noi ca și angajatori, și sunt oameni care fac deja asta, oameni deosebiți și, nu știu, vine acum un exemplu, domnul David de la Artego, care preia copiii, îi ajută, le oferă burse. A deschis multe drumuri. A deschis multe drumuri, da? Și a găsit calea prin care beneficiile sunt bilaterale întotdeauna. Nu se poate ca tu, ca la nivel de angajator, să vrei beneficiu doar pentru tine. Și doar să satisfacția financiară. Pentru că, până la urmă, satisfacția financiară, consider eu, nu este cea mai importantă. Pentru mine personal, vin dimineața la 6:30 aici și sunt fericită când văd fetele mele care lucrează așa în condiții, care nu sunt transpirate, nu sunt obosite, coboară jos acum că e vară pe terasă și mănâncă liniștite la o masă, bea o cafea, așa cum ați spus mai devreme, iar din iarnă ne vom muta jos, unde vor avea o sală de mese de centă, unde vor servi masa și eu sper că începând cu 1 ianuarie 2019 este un proiect, dar de obicei niciodată nu mi-asum să spun ceva, dacă nu știu sigur că am fundamentul în spate, doresc ca angajaților mei să le ofer o masă caldă gratuit. Societatea să facă asta. Să poată să facă. Da. E o mare diferență între un om care vine de acasă și mănâncă un pachetelul pe genunchi, da, la o mașină de cusut și un om care are 40-50 de minute de pauză, coboară jos într-o sală de masă decente, unde mănâncă un meniu și o mâncare caldă la prânz. Absolut. Și cred că altfel stau lucrurile și atunci când vii cu drag la serviciu. Că mi se pare că dai importanță unor detalii, nu știu, în afacerea ta sunt mulți, în afacerile lor sunt mulți care dau atenție unor detalii care n-au legătură cu angajatul, când de fapt angajatul îți produce și el, ca să producă, trebuie să fie liniștit, să nu fie stresat, să nu fie... Absolut. Bun. Eu o să vreau să vorbesc și cu fetele, dacă mă lăsați un pic, și apoi să comentăm și în baza lucrurilor pe care le spun ele. Sunt curioasă să văd dacă fac vreo diferență, pentru că mă gândesc că sunt multe care au experiență și care au lucrat în alte domenii și sunt curioasă dacă... E ce și-au dorit până la urmă. Ce e aici?
Și eu sunt Da, am stat de vorbă și cu cei de la AJOFM și peste puțin timp o să vedeți și punctul lor de vedere, pentru că ne-au explicat ce facilități poate avea un angajator atunci când decide că ia niște oameni în ucenicie, de exemplu. O să vedeți imediat la ce mă refer, dar între timp hai să vorbim cu oameni care lucrează deja aici. Bună ziua! Spuneți-mi dacă sunteți în cadrul unuia dintre cele două programe la care ne referim sau sunteți un angajat vechi? Nu, sunt de la AJOFM, la cursuri. De cât timp? De 2 luni și jumătate, aproape 3. Cum vă descurcați? Bine, zic eu. Ați mai lucrat în alt, nu în domeniu, dar în alte locuri ați mai lucrat. E vreo diferență, vreun avantaj care vi-l aduce locul ăsta din punctul nostru de vedere? Ceva ce vă place aici? Da. În primul rând, program. Așa. Și apoi oamenii. Și îmi plac hainele, îmi plac culorile. Și atunci, da. Este foarte bine să vă da. Ce program aveți? La cursuri sau la viitorul job? Și la cursuri și la viitorul job. La cursuri 6 ore și la job 8. De la cât la de dimineață, de la 7 până la ora 4, cu pauză de masă. Vă doresc mult succes. Ce lucrați aici? Însemne, fac ce însemne pentru hainele care urmează fie făcute. Sunteți ucenic sau sunteți angajat vechi? Sunt înscrisă la cursul de calificare de la șomaj și am venit din propria inițiativă, mi-am dorit să fac lucrul ăsta, este o pasiunea mea, eu vin din alt domeniu și mi-a plăcut, intenționez să rămân aici angajată, îmi place colectivul, îmi place personalul, doamna, spațiul este extraordinar, condițiile de muncă foarte bune și suntem mulțumiți. Mulțumim! Care e cea mai mare provocare pe care ați avut-o de când sunteți aici? Cred că să mă autodepășesc și să învăț tot ce este nou, pentru că este o activitate nouă pentru mine, îmi și place și fiecare zi în parte e ceva nou și eu am provocare. Mulțumim și mult succes! Continuăm drumul pe aici, prin fabrică. Am înșirat niște cabluri ca să facem un pic de ranj. Și vorbim și cu persoane care au mai multă experiență și sunt de mult timp în fabrică. Vorbim cu, înțeleg, una dintre cele mai vechi angajate din firmă. Bună ziua! Ce faceți? Bine, luptăm! Oameni care poate în trecut au lucrat aici și acum vă văd în casă nouă. Sunt oameni care, nu știu, au auzit tot felul de lucruri despre activitatea asta, croitorie, confecții și li se pare greu. Ce le transmiteți? De ce este o activitate în care ar trebui să-și dorească să lucreze? Nu știu ce să zic, trebuie să le placă, să aibă un mediu unde să poată lucra și colectivul să se integreze, să... Contează colegii foarte mult, înțeleg. Și condițiile de muncă. Condițiile de muncă și să-și dorească un loc de muncă stabil, unde se poate integra. Simțiți că aveți un loc de muncă stabil și bine plătit? 10 ani. De cât timp? 19 ani. Mulțumesc! Da. Bun. Celor care acum sunt la început de drum, sunt mulți care dau bacul acum, ce le spuneți ca să-i convingeți să vi se alăture în echipa asta? Aveți emoții? Vă mulțumesc frumos, o să mergem mai departe. O să reușiți să terminați geaca până terminăm noi emisiunea? Una. Da. Eu fac 100, adică toate, facem 120. Toată secția. Da. Într-o zi? Da. Pur la treabă. Eficiență maximă. Hai să vedem cu cine mai stăm de vorbă. Dacă mai vrea cineva să mai vorbească cu noi, să ne spună ceva, să ne povestească cum se simte aici, de când lucrează aici și de ce ar fi o idee bună pentru cineva să intre în acest domeniu. Bună ziua, lucrez de 13 ani în această firmă și aici este foarte multă înțelegere și liniște. Sunt mulți copii care acum dau bacul și se gândesc că ar fi cazul să plece în afară.
De ce ar trebui să încerce o variantă în România și poate la Târgu Jiu, aici unde lucrați dumneavoastră? Pentru că țara noastră ar trebui să prospere și să se fac foarte multe, se fac locuri de muncă. Considerați că din salariul pe care îl câștigați aici puteți să trăiți decent? Da, da. Bun. Am văzut câteva păreri ale doamnelor care lucrează aici. Îmi pare rău că emisiunea nu poate să fie făcută în direct, dar doamnele își termină programul la ora 16 și n-am putut să facem emisiunea în direct în așa fel încât să primim mesaje de la dumneavoastră. În cazul în care sunt, nu știu, interesați, tineri, poate nu neapărat tineri, pentru că vedeți că în sală sunt și doamne mai în vârstă. Dacă e cineva interesat să lucreze într-un loc ca ăsta, dacă simțiți că ați putea face parte dintr-o echipă, puteți să ne contactați, pentru că aveți toate datele noastre a celor de la TV Sud și vă vom pune în legătură cu cei de la firmă care tot timpul au nevoie de cât mai mulți angajați. O să tocmai spune doamna Avună și o să vă și rog dacă puteți să oferiți, vă auziți acolo, să oferiți niște date de contact a celor care poate se gândesc, uitându-se la noi în seara asta, că și-ar dori să încerce să lucreze în firmă. Deci noi așteptăm cu drag pentru toată lumea care dorește să vină aici, să vadă, să experimenteze pentru început, măcar pentru o perioadă, pentru că este și un domeniu de activitate unde, din păcate, percepția este total greșită. Asta vorbeam cu doamnele. Da, adică este foarte bine ca cine dorește să vină, numărul nostru de contact o să-l rămână la dumneavoastră sau pot să-l dau eu acum. Puteți să-l dați. Numărul de telefon este 0762, da, 24, da, 26, da, 33, da. Este numărul de telefon al doamnei director Carmen Stăncilescu și numărul meu de telefon este 0762, da, 24, da, 26, 32. 32. Bun, deci cineva care n-a mai făcut niciodată meseria asta, are posibilitatea să învețe cumva această meserie, să zic eu că va bate la ușă cineva mâine după emisiunea asta. 100%. Eu acum o să vreau să mai vorbim puțin, că două din fetele care sunt în derulare cu cursul de ucenicie. N-am mers până în spate, da, doamnele pe care le-am cunoscut înainte puțin, de emisiune. Puțin, da. Să vorbim cu ele, care deja, dar și fetele de la curs, adică cele care sunt aici prezente, ele deja sunt cu toate pregătite să poată să fie angajate din secunda în care se finalizează cursul. Adică și aveți posibilitatea să le angajați. Și avem posibilitatea să le angajăm. Oricine poate. Important este să ne dorim să facem ceea ce trebuie să facem și vom reuși. Sigur, nu e o meserie ușoară. Este o meserie unde ai nevoie și de experiență și de timp. Dar nici pretențiile noastre nu sunt. Noi nu avem așteptări exagerate de la persoanele care sunt la început de drum. Eu îmi doresc doar ca cei care vin aici, la noi acasă, să dorească și să ne dea posibilitatea să-i ghidăm și să le ghidăm pașii pentru a putea să rămână și să continue la un loc de muncă satisfăcător. Un loc de muncă satisfăcător, un loc de muncă unde munca este, se face în anumite condiții și un loc de muncă, mie mi se pare esențial asta, aproape de casă. Pentru că nu pot să ignori că toate pozițiile, toate declarațiile, toate poveștile românilor plecați în afară și care au trecut prin foarte multe dificultăți despre ca să reușească. Asta este, cred că, scopul principal pentru care noi, angajatorii privați, între care instituțiile la nivelul dumneavoastră, ca și mass media, să putem să creăm acest liant și să găsim soluțiile și pentru cei care pleacă, pentru cei care sunt părinți și pleacă cu inima sfârșiată și copilul rămâne acasă la bunici, ca să poată să trimită un ban acasă, dar cu siguranță că viața lor nu este ușoară. Nici a copiilor care rămân acasă și nici a părinților care pleacă de parte de copiilor. Acum, sigur că nu putem să spunem că putem, la ora actuală în România, să oferim salariile din străinătate. Dar, pe lângă asta, sunt o serie de alte beneficii. Mulți din cei care muncesc în străinătate muncesc la negru, fără cărți de muncă.
nu le este asimilată vechimea, nu li se asigură o cotizație pentru stadiul de pensionare, nu au asistență medicală, adică cumva sunt niște factori de risc. Sigur că sunt și cazuri fericite unde găsesc angajatori acolo și cei mai buni dintre ei pot să obțină niște venituri extraordinare în condiții legale de muncă. Dar eu cred că orice om, dacă are de ales între a sta departe de casă și a putea să aibă acasă la el, unde în fiecare seară merge acasă și unde fetița sau băiețelul se urcă pe genunchii tăi, în momentul ăla, cred că ăla este universul nostru uman. Și atunci trebuie cu toții să încercăm să facem acest efort. Trebuie cu toții să înțelegem că un om nu este suficient un salariu minim pe economie și să pretinzi de la el să-l plătești cu un salariu minim pe economie și să-ți vină și sâmbetele la servici și să-și stea și peste program. Pentru că nu este normal să se întâmple așa. Nu este normal și eu sunt convinsă că nevoia îi va învăța pe mulți să-și schimbe atitudinea. Și mai e o chestiune unde aici cred că e rolul nostru și unde vom interveni și noi în măsura în care o să avem posibilitatea asta. Poate mulți angajatori nu sunt atât de bine informați și tocmai de aceea spuneam că cei de la AJOFM ne-au explicat cât de scurt au putut ei, pe înțelesul tuturor, ce beneficii poate avea și angajatorul și facilități, pentru că tot ceea ce, toate aceste măsuri și programe care sunt în delurare prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, nu este un avantaj doar pentru viitorul potențialul angajat. Este foarte avantajos și pentru angajator, pentru că pentru acești oameni se primește o subvenție. Fiecare loc de muncă pe care îl creezi după finalizarea cursuri, da? Curs de formare profesională la anumite categorii este subvenționat, nu la toată lumea, la cei peste 45 de ani, la unici întreținători de familie, la persoanele cu dezabilități, la persoanele cu probleme sociale, adică statul ne mai și ajută, nu trebuie numai să ne tragem de păr și să spunem că toată lumea vrea să ne facă rău. Nu, trebuie să găsim modalitatea în care ceea ce se oferă și să vedem jumătatea plină a paharului, să beneficiem. Sigur, acum, dacă un angajator, discutam zilele trecute cu un angajator privat de la o firmă și m-a întrebat cum e cu cursul de ucenicie și am spus, este foarte bine. Fetele s-au integrat, deja lucrează. Și mi-a zis, da, dar am văzut că trebuie să faci un dosar așa cu vreo 40 de pagini pe lună ca să poți să derulezi acest curs. Doamne, iartă-mă, dar nimeni nu spune nimic pe tavă. E normal să fie un efort? Să fie un efort. E normal ca cel de la agenție să știe situația, să o monitorizeze. Adică nu merge la mica înțelegere. Și atunci dacă eu ca angajator vreau să am niște beneficii și să țin să beneficiez de aceste subvenții care sunt oferite sub o formă sau cealaltă, fac un minim efort ca să pot să beneficiez de ele. Fac un maxim efort pentru că este în interesul meu. Eu sunt aici acum după 20 de ani, de când am deschis această firmă și sper din tot sufletul ca peste 20 de ani să vorbim tot aici, la acest birou, unde sper ca oamenii să fie mai mulți sau dacă nu mai mulți, la fel de mulțumiți, condițiile să fie la fel de bune și ca mamă fac o paranteză și spun ce-mi doresc cel mai mult, dacă peste 20 de ani să fiu aici alături de fiul meu, care, ca să, o afacere preia, de familie. Care să preia și să lucreze lângă mine. Am înțeles că băiețelul vine des aici și că e interesat de ce se întâmplă. Da, Radu e tot timpul aici. Deci de la școală aici face temele, el este tot timpul cu fetele, aici mâncăm, aici ne petrecem timpul și aici el se simte ca acasă. Și eu mă simt într-un fel foarte norocoasă pentru că am posibilitatea să-l aduc pe el cu mine și să nu fiu tot timpul stresată unde este, ce face, cu cine stă. Asta e un privilegiu. Un avantaj, da. Exact. Foarte scurt o să prezentăm materialul celor de la AJOFM și apoi revenim la discuția noastră, pentru că în contextul discuției ar mai fi câteva lucruri de punctat pentru ca cei care ne priviți acum, fie angajați, fie potențiali angajați, fie angajatori, să cam înțelegeți mesajul acestei emisiuni, pentru că nu întâmplător ne-am întâlnit și o să vă povestesc imediat și despre asta. Hai să vedem ce zic cei de la AJOFM, ce beneficii există dacă rămâi în țară ca să te poți angaja chiar dacă nu știi să faci nimic și pentru angajatori la rândul lor ce beneficii au dacă te angajează pe tine tânăr absolvent sau trecut de 40 de ani sau în indiferent ce categorie te încadrezi. Materialul, vă rog.
Până anul acesta am subvenționat din bugetul asigurărilor pentru șomaj încadrarea diferitelor categorii de persoane, absolvenți, șomeri cu vârsta peste 45 de ani, persoane unice susținătoare a familiilor monoparentale, persoane care mai au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare, tinerniți, acei tineri care nu urmează o formă de învățământ, nu urmează o formă de pregătire profesională, nu au un loc de muncă și au vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani, nu au împlinit vârsta de 25 de ani, șomeri de lungă durată. Pentru angajarea acestora, angajatorii beneficiind de câte 900 de lei lunar pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii. De asemenea, pentru angajarea tinerilor supuși marginalizării sociale, angajatorii de inserție beneficiază de o sumă pentru fiecare angajat egală cu salariul de bază stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorului social de referință, adică nu mai mult de 1000 de lei la ora actuală. Numai anul trecut am acordat subvenții angajatorilor cu care am încheiat convenții pentru 835 de persoane. Începând de anul acesta, subvenționarea locurilor de muncă și stimularea mobilității se realizează prin finanțări nerambursabile în baza proiectelor depuse de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe diverse linii de finanțare din cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020. Până în prezent au fost semnate 2 contracte de finanțare care se adresează ucenicilor și stagiarilor, acestea aflându-se în implementare la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj și implicit la nivelul agențiilor județene din țară. Conform legii 279/2005, angajatorii care încheie contract de ucenicie și în baza unui contract de prestări de servicii de formare profesională pot fi subvenționați de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă prin încheierea unei convenții de subvenționare cu o sumă de 1125 de lei pentru ucenicie la locul de muncă, sumă ce se acordă lunar pe perioadă de 12, 24, 36 de luni, având obligația asigurării salariului de bază lunar de cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară, poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplinește cumulativ condițiile, face demersuri de a-și găsi un loc de muncă, a împlinit vârsta de 16 ani, nu are calificare pentru ocupația respectivă, îndeplinește condițiile de acces la formare profesională. Avem încheiate încă de anul trecut 10 convenții pentru subvenționarea uceniciei la locul de muncă pe meseria de confecționer articole textile. De asemenea, avem solicitări și în continuare vom sprijini angajatorii să prin încheierea de convenții de subvenționare să îi sprijinim cu aceste sume de 1125 de lei lunar, iar pentru celelalte categorii de persoane pe care le-am mai menționat la început, șomeri cu vârsta peste 45 de ani, persoane unice susținătoare a familiilor monoparentale, persoane care mai au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare, să, prin celelalte proiecte, Proacces 1, Proacces 2, care au fost semnate deja la autoritatea de management, să se implementeze la nivelul județelor și să putem subvenționa și ceilalți angajatori care solicită angajarea forței de muncă ce face parte din aceste categorii de persoane. Bun, ați urmărit ce spun cei de la JOFM, sunt multe avantaje dacă încep să faci asta. Pe mine mă bucură faptul că și instituțiile și, uite, un prim angajator și l-ați dat exemplu și pe Viorel David și sunt convinsă că sunt mult mai mulți în Târgu Jiu și în Gorj care sunt interesați să-și rezolve problema stringentă a lipsei forței de muncă. Sunt soluții pentru toată lumea. Important e să le și comunicăm, pentru că sunt mulți care nu au acces la informații astea și în lipsa lor
decid fie să plece din țară, fie să facă, să stea acasă, să aplice pentru ajutor social, mai știu eu ce alte lucruri. Asta ar fi o prioritate. Și a doua prioritate, eu vreau să spun că la un moment dat stăteam de vorbă cu un angajator de la nivelul județului Gorj, care mi-a spus așa, vreau să ne unim mai mulți ca să putem să facem ceva în așa fel încât copiii noștri să nu plece, să meargă, să facă o facultate, dar să se întoarcă acasă, să aibă pentru ce. Trebuie să facem ceva pentru județul nostru ca să reușim să creăm alternativa. Și asta este o motivație foarte mare. Eu gândesc ca și părinte aici, e foarte important și pe linia asta, gândim ca și părinți. Nu? Da. Până la urmă toată lumea spune copilul trebuie să plece să se realizeze, să se ducă în străinătate. Dar tu ca părinte nu-ți dorești să-l ai aproape de tine, nu-ți dorești să-i fie bine, să-l vezi alături de el, să-ți vezi nepoții crescând. Și domnul respectiv m-a impresionat pozitiv vis-a-vis de dorința pe care o avea să reușim să facem ceva. Și aici putem să-i extindem nu doar la nivel de angajator, putem noi la nivel de comunitate locală să ne gândim ce trebuie să facem noi, fiecare dintre noi putem să venim cu o idee ca să reușim județul nostru să nu se ducă în jos, din contră, el să se transforme într-o oportunitate pentru copiii noștri și pentru generațiile care vin din spate. Bun, dar se întâmplă ceva, că până la urmă sunt sigură că mergeți și vedeți și ce se întâmplă în străinătate, ce se întâmplă în alte județe. Și până la urmă, lăsând la o parte vinii politice pe care le poți arunca fie la o guvernare, fie la alta, se întâmplă ceva la Târgu Jiu și la Gorj. Mi se pare că mereu suntem în urmă. E și o atmosferă destul de apăsată. Sunt puține șantiere, sunt puține investiții, sunt puțini oameni care încearcă să facă lucruri noi. Sunt multe spații scrie de închiriat pe ele, multe afaceri care s-au închis. Ce se întâmplă? Dar asta este la nivel general, nu este doar la nivelul județului Gorj, unde sunt multe spații. Vorbeam mai devreme și spuneam că s-a creat și această sincopă între corelația pe piața forței de muncă, cerere și ofertă. Sunt foarte mulți angajatori care, așa cum spuneați mai devreme, nu se vaită că nu găsesc personal să angajeze. Dar noi trebuie să învățăm, mai spun încă o dată și repet, unii de la ceilalți. La nivel de angajator, trebuie ca oferta să fie cea corectă pentru a putea pretinde ca omul să vină, să se angajeze și a putea să-i dai motivația de a veni și a lucra în firma ta. Deci lucrurile trebuie făcute cumva împreună. Eu nu aș vrea să dau vina pe partea politică de nicio culoare. Dincolo de vina politică, eu sunt convinsă că fiecare din cei care locuim aici avem o mică sau mare vină. Mai sunt convinsă și de altceva, că până la urmă, la nivel uman, partea privată, partea politică, partea administrativă, media și toată lumea, cred cu toții, într-un cuvânt, ne dorim, trăind aici, la Târgu Jiu, că aici e casa noastră, nu? Să facem niște lucruri posibile să se întâmple aici și să vedem că ceva merge spre bine. Nu cred nici că politicul, indiferent de ce culoare ar fi el, este rău intenționat. Probabil că trebuie create, deci practic, acele conexiuni între niște lucruri care în străinătate deja s-au creat cu mulți ani în urmă și avem nevoie de timp să se poată crea și la noi. Adică, sigur că probabil trebuie o mai mare apropiere și între mediul privat și mediul politic, pentru că de foarte multe ori este și firesc noi din mediul privat să nu înțelegem total ceea ce vor să facă sau ce intenționează oamenii din mediul politic la nivel decizional, dar nici nu trebuie în prim moment să ridicăm și să ne revoltăm. E bine să stăm un pic, să numărăm până la 5 și să încercăm să înțelegem. Partea politică, de asemenea, e mai mult datoare decât noi în momentul când se pun în aplicare niște măsuri, niște legi și așa mai departe. Este foarte important să aibă ca partener la elaborarea tuturor acestor acte normative și legi de partea privată lângă. Deci echipa trebuie să fie mixtă, pentru că până la urmă partea politică nu are o vină, n-ai cum ca și politician să cunoști, cum să zic, din mediul privat fiecare chichiță, fiecare ce ar avea nevoie, fiecare angajator. Dar ai obligația să vorbești cu angajatorii, să-i consulți atunci când poți schimba ceva. Da, dar pe de altă parte, noi din mediul privat trebuie cumva să avem un cuvânt comun, pentru că dacă eu de aici spun că vreau, nu-mi convine gradul de impozitare, celălalt spune că nu-i convine
că nu se lucrează sâmbătă. Și noi, privatul, trebuie să ne constituim cumva ca entitate și să putem să fim purtătorii unui mesaj care să ajungă la mediul politic același și să nu pornim același păi mesaj, da, uite, unitar deja, și realist. În discuție au apărut, mai apare încă un argument pentru care, până la urmă, o comunicare mai bună și o legătură făcută cumva, nu știu, printr-o înțelegere verbală, printr-un parteneriat, în ce vreți, că ar fi foarte important pentru angajatorii din anumite domenii de activitate să aibă un dialog și să nu se mai simtă adversarii și să se urască visceral și să se să intre într-o competiție din asta de multe ori lipsită de fair play, pentru că se întâmplă. Aduci oameni, îi școlarizezi, îi face unul o ofertă și îi rămâi fără el. Poți să faci și tu același lucru și e un cer din asta vicios. Piața forței de muncă e o piață liberă, pe unul nu poți să-l constrângi. Dacă îi oferi ceea ce are nevoie în firma pe care o conduci, omul rămâne. Dacă nu-i oferi și el, nu e mulțumit, nu e tratat în condițiile legii, nu are un program legal de 8 ore, nu are doar 5 zile pe săptămână în care să lucreze, pentru că dacă așa e normal, omul are nevoie de repaus, un om care dă randament maxim, ceea ce aici la mine se întâmplă, sunt foarte mulțumită, tocmai ăsta e și motivul, practic, o firmă are două motoare, nu are doar un singur motor. Angajatorul e unul și patronul firmei este unul dintre motoare, dar inima, de fapt, sunt ele aici, ele sunt cele care fac ca angrenajul să meargă. Și atunci, ca ele să poată să dea randamentul ăsta maxim, eu, la rândul meu, trebuie să înțeleg nevoile și oferta să fie una... Nu știu dacă ați auzit, dar am stat de vorbă cu câteva doamne de aici și unul dintre argumentele pentru care consideră că e un loc ca o fi este tocmai înțelegerea de care au parte din partea conducerii. Știți ce aș vrea eu să... Dacă îmi e permis să dau un sfat și altor angajatori care poate vor să ajungă și ei la vechimea pe care eu am de 20 de ani sau care poate le-a plăcut și au văzut aici astăzi și... Ideea este să te identifici cu angajatul tău, adică să nu te privești pe tine într-o dimensiune și angajatul în alta. Suntem aceiași oameni, avem aceleași nevoi, avem aceleași exigențe și atunci în momentul când tu ca angajator te identifici și percepi angajatul tău ca pe un egal, în secunda aia liantul vine de la sine. Adică lucrurile vin de la sine. Așteptările angajatorului trebuie să fie unele realiste și unele normale. Nu supradimensionate, dar pe de altă parte nici subdimensionate. Pentru că, de exemplu, se întâmplă să aud, la un moment dat îmi spunea cineva, da, dar zice la tine, nu prea vor fetele unele să vină, pentru că se muncește, adică muncesc prea mult. Ok, ele dau un randament maxim, 8 ore de program, 5 zile pe săptămână. Dar și ceea ce li se oferă este motivația, pentru că altfel ar face o alegere și ar pleca în altă parte. Ideea este să învățăm de la cei statele care sunt mulți pași înaintea noastră, să învățăm și să preluăm lucrurile bune. În sensul că în domeniul, de exemplu, al confecțiilor textile, ce facem noi discutând pe parcursul celor 20 de ani cu partenerii noștri care vin și ne dau de lucru, discutam despre ceea ce înseamnă productivitate în Italia, un om la același utilaj, identic, făcând aceeași operație. Și spunea, păi, productivitatea muncitorului meu în Italia este dublă decât productivitatea muncitorului tău în România. Și atunci, dacă cuantificăm, pentru că și acolo lucrurile sunt foarte legal așezate, oamenilor li se respectă toate drepturile, li se respectă zilele de concediu, li se respectă toate beneficiile de care au voie, nu stau la program mai mult de 8 ore și pentru că s-a ajuns la această simbioză pe care o am și eu aici cu fetele mele, în care au înțeles că nu e eficient să stai o oră, două peste program ca să reușești să lucrezi ce poți să faci în 8 ore. E mai important să dai în 8 ore randamentul maxim și să fii recompensat în funcție de acest lucru. Da. O să vreau să vorbesc, pentru că și pe materialul pe care noi l-am prezentat s-a vorbit despre ucenici și o să vreau să vorbesc cu unul dintre ucenicii care își desfășoară activitatea la dumneavoastră aici. O să-l rog pe Florin să fie pregătit. Bună ziua! Ziceți-mi cum vă numiți și cum ați ajuns aici. Mă numesc Blaș Lidia, am vrut să
să caut un loc de, muncă, l-am găsit, mi-a plăcut de prima dată felul cum mi s-a prezentat că o să continue programul de lucru, mediu, ambient, totul mi-a plăcut de frumos și așa a și fost. De fapt, am rămas. Îmi dau seama. Ziceți-mi, dacă discuțiile astea, adică ați ajuns întâi la acele cursuri, la AJOFM, cumva. Cum ați ajuns aici? Mă interesează procedura. Dacă cineva ar vrea să devină ucenic aici, cum, ce trebuie să facă? Ce ați făcut dumneavoastră? La forțele de muncă și așa. Da. Da. Acolo am urmă ta și care trebuie. Cum am zis de ei? V-ați făcut un dosar? Da. Sigur. Sigur că da. Așa. Și ați spus că trebuie ce fel de meserie vreți să oprați sau vi s-a făcut o recomandare? Păi am spus că vreau coridorie. Da. Domnule, că mi se potrivește. Păi mi-a plăcut de muncă lucrul acesta și dintre asta am și căutat ceva în domeniul confecției. Sunt și la puf. Da. Și când... Da. Și când îmi fac acolo că trebuie să avem câteva lucruri pe secție, mai merg în ori și mai fac și câteva jefuri aici ca să fie ok. Și aici la cărinte ce faci? Le curățăm și le ștergem și le aranjăm pentru să mișcăm la gata. Da. Mulțumim! Da, un ucenic de data asta. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, oricum și pe doamnele am ținut un pic din pauză. Mă gândesc că le-am văzut așa totuși dispuse să vorbească cu noi. Poate... Să prelungim pauza. Nu e aia problemă. Da. Vorbeam pe parcursul emisiunii de faptul că ne-am dorit și am stat de vorbă împreună, că ar fi bine dacă un astfel de emisiuni, și nu neapărat de emisiuni, dar un astfel de interacțiuni să fie făcute mai des și că ne străduim cumva să atragem exact ce spuneam și alți angajatori care pot să vorbească deschis despre afacerea lor și care poate, prin intermediul nostru sau al altor colegi sau al altor mijloace de comunicare, să atragă niște oameni către domeniile în care îi activează. Asta cred că ar fi foarte important. Ce vreau eu să mai menționez acum, dacă ne apropiem de suntem aproape de data. Accentuez încă o dată. Deci noi avem deschis la numerele de telefon, putem fi contactați. O să fie afișate pe ecran, da. Absolut toată lumea care dorește să facă acest curs de ucenicie. Cursul de ucenicie înseamnă ce? Ca să specificăm, oamenii să înțeleagă exact despre ce vorbim. Înseamnă că se organizează în colaborare cu Agenția Județeană a Forței de Muncă, se formează o grupă, noi acum avem încă o grupă în formare. Deci încă înscrierile sunt deschise. Dacă cineva dorește să vină să se înscrie, este primit aici. Am înțeles, cu brațele deschise. Se face un contract de muncă de care se numește contract de ucenicie. Adică oamenii sunt plătiți din prima zi în care vin. Nu înseamnă că vin aici și sunt ținuți. Fără adică să nu stă plătiți. Nimeni ca la școală fără niciun leu. Nu. Perioada pe care ți-o petreci aici și înveți, dar și exact, niște deci asta pe varianta de ucenicie. Da. Noi avem grupă deschisă și așteptăm cu drag pe toată lumea să ne contacteze pentru a putea să vină aici în familia noastră și să lucreze unde ați văzut și unde condițiile sunt astea și am certitudinea că cine își dorește să înceapă un nou drum, să înceapă poate o altă direcție în viață. Sunt așteptați aici, putem fi contactați la numerele de telefon. Pe care noi le afișăm. Ce vreau să mai spun, ca să fie o concluzie a discuției noastre, că nu sunteți pe piață de 20 de ani, nu veți închide mâine. Vorbam și cu doamnele, stabilitatea locului de muncă, în momentul în care tu îți dai interesul și îți faci treaba, este practic garantată. Pe lângă asta, vorbim de un program de 8 ore, se lucrează în weekenduri? Nu, niciodată. Deci nu există. Programul de lucru este de luni până luni. De la cât la cât? De la ora 7, la ora 4, cu pauză de masă. Bun. Veniturile, i-ați spus, sunt undeva între 1500 de lei și 2200 de lei. Da. Dacă cineva vrea să plece în concediu,
poate să plece în concediu? Dar este normal? Asta e o întrebare care nici nu ar mai trebui pusă. Există, nu. Există firme unde oamenii nu pot să plece în concediu? Da, există. Deci firme. Angajații au dreptul la 21 de zile de concediu de odihnă plătit. Și se întâmplă asta. Codul muncii și se și întâmplă asta întotdeauna. Deci bun. Întotdeauna. Noi avem, de exemplu, de obicei, la sfârșitul lunii august, se închide firma 2 săptămâni și încercăm să ne corelăm împreună, stabilim de comun acord ca să putem să plece toată lumea. Sigur, să găsim și cazul. Am și acum fete care au 3-4 zile de concediu de odihnă. Oamenii au concedii de odihnă, concedii medicale, da. Adică sunt lucruri normale, e o normalitate. Eu cred că în momentul când nu se va mai pune această întrebare și când oamenii nu se vor mai gândi când merg la un loc de muncă, dar oare concediu de odihnă plătit am, atunci deja intrăm într-o normalitate. V-am spus că, din păcate, până mai reușim să mai comunicăm, să arătăm genul ăsta de activități, există niște prejudecăți vizând domeniul. Pentru că au fost și multe incidente de-a lungul timpului, imaginile acelea, v-am spus, cu locuri întunecate, prăfuite. Au fost, dar gândiți-vă că noi vorbim și întotdeauna un parcurs al unei firme este, zic eu, trebuie să fie evolutiv. Ca manager al unei firme, eu, pentru mine, prioritatea numărul 1 este continuitatea. Nu strict rata profitabilității urgente, acum. Nu fac un quantum ce sunt la sfârșit de lună. Fac un quantum dacă la sfârșit de lună am 2 oameni în plus, angajați mulțumiți, care vor să lucreze și rămân în continuare, înseamnă că aia e o performanță mai mare decât chiar dacă acei oameni, pentru început, ei nu pot să ai așteptări, cum spuneam și mai devreme, da, de la un începător. Da, El, pe perioada de început, nu produce pentru firmă, dar este normal ca tu, ca angajator, care vrei să continui și să existi pe piață la ora actuală, pe piața într-o Românie... Să câștigi un pic mai puțin, dar exact, să ai mereu continuitate. Exact, dar suntem să ai o garanție. Vreau să vă întreb care este mesajul pe care îl aveți, pe de o parte, pentru angajatori, pentru cei care se uită la noi în seara asta, pentru potențiali angajați, pentru autorități, pentru că deseori se uită și oameni din toate domeniile la noi. Eu vreau să încep așa cu colegii mei angajatorii, cu omologii mei, ca să zic așa, angajatorii din domeniul meu de activitate și celălalt, și să le transmit un mesaj că noi cu toții trebuie să fim de aceeași parte a baricadei, din confecții, din industria metalică, din industria de mase plastice, să fim cu toții de aceeași parte a baricadei și să încercăm să avem un schimb de experiență între noi pentru a înțelege unii de la ceilalți nevoile angajaților și cum putem împreună să găsim soluții ca să putem să le satisfacem fiecare la nivelul nostru în entitatea pe care o conducem. Despre persoanele care ar dori să se angajeze, eu nu vreau să spun prea mult, pentru că ați venit aici, ați fost astăzi alături de noi în timpul unei zile de muncă și eu cred că cine dorește a înțeles un mesaj, a înțeles că aici oamenii sunt trimiși cu brațele deschise, lucrurile s-au schimbat pentru că ne schimbăm, piața ne schimbă și viața ne schimbă. Și atunci suntem așa cum ne-ați văzut astăzi, după 20 de ani, sigur, sinusoidal, odată mai bine, odată mai rău, pentru că liniar nu are cum să fie, dar suntem în picioare. Știu sigur că peste 20 de ani, dacă mă ajută Dumnezeu să mai fiu pe aici, voi fi tot la masa asta cu niște fete extraordinare aici să lucrez și încă o dată sper cu Dumnezeu alături. Iar pentru instituție, eu personal, vreau să mulțumesc, pentru că eu am avut o relație foarte bună nu și am avut ajutor niciodată din partea instituțională. AJOP-ul, în primul rând, pentru că ei noi interacționăm mai mult. Administrația Finanțelor Publice, cerem tot timpul, mi se răspunde la întrebări. Am înțeles. Inspectoratul Teritorial de Muncă, de asemenea. Acum, fac o paranteză. Nu să le puteți spune la toți. Nu să le dau numele la toți, dar vreau să vă spun ceva. Mi se pare normal, acei oameni au jobul lor, au deschidere, dar nu pot să închidă ochii. Dacă tu, ca angajator, trebuie să-ți asumi că trebuie să oferi niște condiții, un program de muncă pe care să respecte, nu poți să te superi dacă ții oamenii 14 ore la program, i-aduci sâmbăta și duminica și te amendează ITM-ul.
despre ce vorbim atunci? Eu vă mulțumesc tare mult că ne-ați primit astăzi aici. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm cu drag oricând aici la noi acasă. Și eu zic că o să mai fie ocazii să mai venim și transmit și un mesaj tuturor celor care ne-au urmărit. Aștept reacții din partea dumneavoastră la acest gen de emisiuni, pentru că dacă le considerați utile, dacă vi se pare că sunt altceva și că vă aduc un plus de informație, un model, dacă vreți, pentru unii dintre dumneavoastră, dați-ne un mesaj, pentru că emisiunea asta s-a transmis și pe se va transmite, pentru că noi o înregistrăm acum, se va transmite și pe site-ul nostru, se va transmite și pe Facebook. Aveți numărul meu de SMS, aveți numerele de telefon de la firmă în cazul în care cineva vrea să interacționeze cu firma la care noi am filmat. Așadar, așteptăm reacțiile dumneavoastră să vedem dacă asta e o chestiune pe care noi trebuie să facem în continuare și dacă vă prinde bine. Eu îmi iau la revedere de la dumneavoastră, ne revedem mâine seară în studio, în cadrul nostru normal, dar sper cu speranță că vom tot ieși din studio în perioada aceasta. Mulțumesc tare mult tuturor! Seară bună!